Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat că în perioada 1 aprilie-15 mai va avea loc acțiunea de estimare și monitorizare a efectivelor de urs, lup, râs, pisică sălbatică, specii de interes comunitar strict protejate. Scopul acestei acțiuni este de a realiza o estimare cât mai corectă a evoluției populațiilor de carnivore mari la nivelul județului Suceava. Acțiunea se va desfășura în fundurile cinegetice de pe teritoriul județului Suceava. Datele vor fi colectate de către echipe formate din gestionarii fondurilor cinegetice împreună cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, la care pot participa și reprezentanți ai unităților de cercetare și învățământ în domeniul cinegetic ori biodiversității sau ONG-uri care au implicare directă în domeniul biodiversității. Cei interesați pot solicita în scris intenția de participare la acțiune până pe data de 20 martie 2024, în cazul semnalării unor pagube asupra animalelor domestice sau a unor pericole pentru sănătatea și securitatea populației, Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția Mediului poate acorda derogări gestionarilor fondurilor cinegetice în vederea îndepărtării acestor amenințări.